I love Taylor. Imaginați-vă, dacă toți suntem aici, o scală de la 0 până la 10. M-am învățat să stau până aici așa. Și să zicem că aici la 0 îți spui, băi, sunt cel mai mare dobitoc. După aia crește așa un pic, zici, sunt din când în când cam fraier, după care urci pe la 3, 4, 5 și zici, ești totuși ok, știi? Te mai duci așa un pic pe la 7, 8 și zici, de cele mai multe ori sunt șmecher, și pe la 10 zici, băi, sunt un om absolut extraordinar. Cam asta este scala de care o să vorbesc, dar scala asta nu e doar de la 0 până la 10. Mă mai duc încoace și o să mă certe Mirel. Și merge așa de la 11 până pe la vreo 100, în care la 100 ajungi să zici că sunt un semizeu care va deveni buricul unei planete în devenire. Cam ăla este 100. Și noi ne plimbăm așa de la 0 la 100. Dar pentru unii oameni nu este doar de la 0 la 100. Pentru unii oameni este minus 10, poate chiar minus 100. Și câte unii se plimbă de pe la minus 3 până la anumite momente în care poate ajung pe la 3 și 4. Cam așa eram eu. Deci eu mă plimbam pe la 2, 3, 4 maxim, deși mama, Dumnezeu să o ierte minunată, îmi tot spunea că eu aici sunt doar de 10. Cam așa a fost copilăria mea și așa am crescut eu, așa am mers eu prin viață. Dar acum eu o să vorbesc despre cum am călcat pe bec. De fapt, e impropriu spus că am călcat pe bec, pentru că eu, de fapt, am călcat pe foarte multe becuri. În continuu, tot călcam, bec după bec. Și, de exemplu, am călcat pe bec la un moment dat când mi s-au aprins călcâiele după o fată, Cosina, printr-a noua. Și a venit maică-sa și mi-a spus că n-am nicio șansă și că e interzice să mai vorbească cu mine pentru că nu se poate. Dar de ce nu se poate? Pentru că nu ești evreu. Asta n-a fost o greșeală, evident că eu sunt un creștin și chiar îmi pare bine de chestia asta. Dar cert este că din greșeala de a mi se aprinde călcâiele și de a sta ca un cretin încă vreo 2 luni tot plângându-mi în pernă, mi-am dat seama că, în fapt, pot să merg chiar și mai înainte decât momentele astea. Am mai călcat pe bec după aia la un moment dat când m-am apucat așa de primul business și am avut o încredere oarbă. Știți, ați avut încredere oarbă în oameni care după aia stai un pic, că era ca la jocul ăla cu mafia. E, așa am avut eu mare încredere în partenerul meu de afaceri și cel mai bun prieten. Am avut atâta încredere încât nici nu m-am luat după avocat. Și evident că încă mai aștept banii aia de vreo 20 de ani să-i tot primesc pe acțiunile mele. Dar din chestia asta am învățat că există un lucru numit busolă morală și mai există și ceea ce se numește discernământ. Păi și discernământul ăsta n-ai cum să ți-l ascuți dacă nu calci pe becurile astea pe parcurs. Adică ori ai un growth mindset, ori ai un fixed mindset. Adică pe scurt ori crești în urma unei erori, greșeli, eșec, whatever, ori stai pe loc. Am mai călcat pe bec după aia, că nu m-am oprit aici evident, mi-a plăcut. Am mai călcat pe bec după aceea când la un moment dat i-am refuzat pe ăștia de la EMAG, deja aveam o firmă care începea să crească și am refuzat pe ăștia de la EMAG, am zis, noi nu ne băgăm cu voi, că nu ne dați cât ne merităm. Și era să ne ducem cam la gârlă, pentru că ăștia practicau niște reduceri foarte mari și noroc cu această greșeală pe care am crezut-o cea mai nasoală din cariera mea profesională de până atunci, pentru că credeam că o să ne ducem complet la gârlă. Asigurările se duceau prin luna decembrie, se făceau, și urma octombrie, noiembrie, ăștia dădeau niște reduceri și nouă ne toți cădea cifra de afaceri, până când ne-am prins că există această chestie numită banii sau viață. Și am făcut vedeți cum greșeala te învață, de fapt, am făcut o chestie cu Titi Aur, care avea un curs de conducere defensivă și am creat un DVD. DVD-ul care îți poate salva viața. Ghiși ce, nu numai că nu ne-au scăzut vânzările, dar ne-au și crescut. Practic, asta a fost un moment în care mi s-a antrenat așa în cap, un fel așa s-a creat un fel de decizor, un mecanism din ăsta de a lua decizii și de a spune că, mă, până la urmă s-ar putea ca tot răul să fie, de fapt, spre bine. Am mai călcat eu pe bec și am luat un credit la un moment dat de încă 12.000 de euro, când nu știam ce sta la KPI-uri și să-mi urmăresc angajații și oamenii ăștia făceau tot felul de chestii. Mă rog, era de vreme în cariera mea antreprenorială și eu trebuia să muncesc ca un nebun până când am ajuns la un moment dat în parc. Și mă uitam așa la porumbei, le-am zis că plec la o super afacere pe care o să o închid, o să vedeți voi cu ce mă întorc. Și eu, de fapt, îmi luam pâine de la La Furmiera, pe vremea nu exista Mega Image,
Și mâncam pâine în parc și mă uitam la porumbei și mă gândeam, bă, dar cum am ajuns eu în chestia asta? Că eu de fapt muncesc, că uite-te și tu, muncesc 14, 16, 18 ore pe zi câteodată și tot nu merge. Dar cu ajutorul acelui moment mi-am zis, uite care e treaba. Eu am zis că o să fiu antreprenor, pentru că am citit eu povești de succes când eram mic și o să devin antreprenor până la urmă. Așa că am luat creditul ăla de 12.000 de euro, adică mi-am ars ultima șansă, de fapt, și aveam o gaură de vreo 40.000, cam asta. La performanța asta fabuloasă am ajuns. Și după această decizie fabuloasă, m-am dus la ultima întâlnire și am închis un deal de cât credeți? De 40.000 de euro, că așa trebuia să se întâmple, right? M-am dus la omul ăla de acolo, compania asta nu pot să-i dau numele, că încă există și merge foarte bine. I-am făcut un rebranding și am spus, uite care e treaba. Tu ești antreprenor, eu sunt antreprenor. Eu mă pricep la website și la branding și la ce făceam pe vremea aia. Dacă te duci la doctor, lasă-l pe omul ăsta să te facă bine, că noi știm că toți antreprenorii cred că le știu ei pe toate. Da, eu sunt medicul și eu îți spun că firma ta se va duce la gârlă pentru că A, B și C. Și cu acest narativ am reușit să închid acel deal și am ieșit complet din gaură. Hei, gândiți-vă ce s-a întâmplat în mintea mea în momentul ăla. În momentul ăla mi-am zis, wow, pot să fac o grămadă de alte lucruri. Și o altă greșeală de fapt pe care am făcut-o și un alt moment când am călcat pe bec era după ce am făcut a treia companie și toate lucrurile astea mergeau perfect, partenerul meu de afaceri și cu mine ne-am zis ne ducem regional, o să fim cel mai mare jucător de pe piața de asigurări online din Bulgaria, Serbia, Ungaria, ne-am făcut noi harta, ne-am pus pinuri din alea, știți cum faci așa, fake it till you make it, mambo jambo ăla. Și omul ăsta, când am reușit să accesăm o companie de investiții și oamenii au zis ok, vă dăm 800.000 de euro și să faceți următoarea afacere, omul ăsta s-a gândit el că cel mai bine e să nu-mi spună și să cumpere o vulcanizare pe 1 mai. Și după chestia asta am zis, bine, dau cu piciorul la toate acțiunile astea, plec, o să mă fac, las că arăt eu universului ce pot să fac, o să mă fac antreprenor global. O să joc pe piața mare și cam asta este. Numai că în fapt, în același timp, eu aveam o soție minunată acasă și doi copii și ajunsesem să fiu întreținut de propria mea soție după ce făcusem nu știu câte afaceri și după ce munceam în continuu și tot trăgeam și tot spuneam că o să vezi ce o să se întâmple cândva în viitor. Știți că, de fapt, sursa nefericirii sunt așteptările nerealiste până la urmă. Și tot spuneam că, uite, când se va întâmpla asta, atunci vom fi fericiți. Și tot trăgeam din cuplu, așa știți, tot luam, cheșuiam din energia cuplului și la un moment dat am reușit pe planul ăsta profesional. Adică a apărut momentul când aveam eu 36 de ani și mi s-a defectat complet decizorul ăsta. Pentru că, ghiși ce, marea greșeală este că am avut succes fără să am discernământ. Suficient de mare discernământ. Adică am ajuns să văd în cont așa niște zerouri, luasem o finanțare de 1.000.000 de euro și am crezut în capul meu că gata, asta este. Acum că am adus prada acasă, că asta că aveam eu mintea tribală de bărbat, dacă am adus prada acasă și acum, după atâta vreme în care ne-am chinuit împreună, am ajuns la momentul ăsta în care există echilibru și armonie și prosperitate, eu trebuie să stau ca un pașă toată viața și tu să mă servești că tu ești soția mea, right? E, în creierul ăsta al meu s-a defectat ceva, la decizorul ăla a luat așa un pic pe ulei. Și ghiși ce am zis eu că se întâmplă? Eu am zis că de fapt am un plan de business și că viața, planul de viață, adică, este parte din planul ăsta de business. Și că trebuie să stea acolo la locul lui, adică trebuie să rezolve lucrurile, că doar de eu sunt antreprenor și asta e cea mai importantă funcție pe care eu o am. Și atunci, cu defectul ăsta în cap, am început să-mi tot spun diverse alte lucruri. Adică vă dați seama cam pe unde stăteam, nu? Pe scala asta. Deci eram, o să ies din cadru, eram aici, pe ulei. E, și practic din cuplul ăla fabulos pe care l-aveam împreună cu soția mea, am început să se denatureze așa perspectiva și să cred că sunt, că eu știu de fapt. Și că de fapt și de drept, ea nu mă iubește cum ar trebui, că ar trebui să înțeleagă ce valoare are la ușă, adică cum. Și am început așa un delirium din ăsta de plin, în care practic nu eram în propria mea colivie, în propria mea capcană.
Și așa că am luat decizia eu, că așa ca un pașe din ăsta, căruia îi tot ies lucrurile una câte una, check, 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 am luat decizia, uite Camelia ce se întâmplă, noi trebuie să punem ordine în viața noastră. Și acum a fost tot timpul cea mai înțeleaptă făptură pe care am cunoscut-o pe pământul acesta, a spus, bine, nicio problemă, cam cum ai vrea să facem? Și ea mi-a propus, de fapt, să luăm 90 de zile în care să vedem ce se întâmplă, să facem un embargo din ăsta. Adică suntem funcționari, creștem copii, ducem la școală, îi întoarcem, nu știu ce, dar vedem noi după astea 90 de zile ce ni se întâmplă. Acum fac așa o paranteză. Băi, fraților, în cuplu, de fapt, tu poți să conduci mii de kilometri, ca la volan. Conduci mii de kilometri, fără problemă. Nici măcar n-ai niciun fel de zgrietură pe aripa stângă, dreapta, nimic. N-ai pană, nu se întâmplă nimic. Și la un moment dat, te duci pe serpentine, fiindcă e șofer profesionist, doar am mai jucat jocul ăsta, intră așa pe serpentine și te ia așa un pic mirajul și te uiți ce frumoasă e peisajul și buf, te duci în prăpastie. Cam asta este. Cuplul se... El, de fapt, are nevoie de atenția ta conștientă în fiecare clipă, indiferent ce alte planuri ai tu. Dar asta e evident că am învățat-o pe propria piele. Și la momentul acela am luat acest embargo, am zis ok, și am început o chestie, prin intervenție divină, cred că a fost, să-mi scriu un jurnal și să văd ce zice mintea mea despre ceea ce se întâmplă. Și scriam acolo. Cami, care face, care drege, și nici nu-l dă seama, și nu știu cum. Și ziua 1, ziua 2, ziua 3, n-am putut să trec de ziua 14, că îmi și citeam jurnalul și nu mai vedeam, zici că eram schizofrenic, adică nu se poate să fi zis eu acele lucruri, fiindcă prin faptul că nu mai era lângă mine și deja observam că viața mea este complet stearpă cu toate KPI-urile mele și toate prostiile alea de la job, ușor, ușor mi-am dat seama că, stai mă frate, că mintea asta o ia razna rău de tot. Da, deci după ziua 18 m-am dus cu coada între picioare și de atunci suntem fericiți. Ce aș vrea să vă, nu știu, mai am așa vreo, mai am vreo 3 minute, eu mi-am făcut treaba, adică în capul meu cel puțin. Da, ce aș vrea să vă mai transmit așa de unde, prin ochelari ăștia prin care văd eu realitatea. Măi, oameni buni, în fapt, sunt toate lucrurile astea din exterior, par așa, sunt ca un miraj, sunt ca șarpele ăla ca din Cartea Junglei, care te atrag așa cu ochii aia spiralați și crezi că acolo va fi fericirea, acolo va fi fericirea. În fapt, cel puțin pe propria în piele, fericirea și, de fapt, destinația este în oamenii frumoși cu care ne împărțim viața și în care trebuie să fim prezenți zi de zi, zi după zi. Restul sunt doar, cum să zic, așa, 0,1% din ce avem cu adevărat nevoie. Așa că dacă avem niște relații autentice de prietenie, dacă avem niște relații frumoase, dacă avem o familie, dacă avem copii, acolo trebuie să ne vărsăm, fiindcă eu pe propria în piele am văzut cum e să mănânci nisip ca și antreprenor. Din fericire, doar vreo 18 zile. Nu mai are nimic gust, în fapt. Fără relații autentice și fără să trecem cumva prin procesul ăsta conștient de a le clădi, noi construim niște halucinații în capul nostru. Că, în fapt, doar astea sunt niște rahaturi de castele de nisip. Eu acum vreau să fac o categorie pe e-commerce, am scris o carte, am făcut, am dres, nu știu ce. Dar știu unde e locul acestor lucruri. Și locul ăsta este doar o jucărie cu care eu mă joc. În fapt, în cuplu, în familie, în aceste lucruri se află, aia ne hrănește cu adevărat. Și dacă noi nu dăm prioritate lucrurilor ăstora, ne construim aceste halucinații care sunt ca niște cocioabe P+1, P+3, zgrie nori în capul nostru, pe care nu mai putem să le demolăm după aia. Și rămânem așa în mirajul ăsta cu acele halucinații, ne ținem așa cu dinții de ele și atunci nu mai putem să observăm că suntem în fapt liberi. Și intenția mea din această seară este să vă ajut să vă creați conștient o identitate. Eu am decis în mod conștient să scap de sărăcie și am făcut-o, să am o familie frumoasă și, Doamne, slavă Domnului, am reușit să fac o companie care să valoreze și destul de mult încât să mă facă fericit în timp ce trăiesc. Da? Acest lucru se numește în tot felul de cărți pe care le-am citit după aia, pact identitar. Și întrebarea mea pentru voi este, care este identitatea voastră? Scrieți-o pe foaie. Eu mi-am scris-o, o tot ajustez, o tot reajustez, o recitesc în fiecare dimineață, după care mă uit la ea.
Și în fiecare dimineață îmi programez viața într-un mod conștient. Altfel, cum spun americanii ăștia, dacă nu ai tu un plan cu tine, au alții un plan cu tine. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! I love failure! I love failure! I love failure!